Tot mai mulți copii și tineri au ajuns la spital în ultima perioadă cu leziuni oculare definitive și incurabile. Totul se întâmplă din cauza proiectării în ochi a luminii provocate de lasere de jucărie, a declarat pentru Mediafax managerul Spitalului de Oftalmologie din capitală, Monica Pop. Specialiștii în oftalmologie atrag atenția asupra acestui fenomen extrem de periculos și cu consecințe grave asupra vederii. Se recomandă părinților să evite achiziția unor asemenea jucării.